Discuția noastră, noi pe tine te mărim, că-și prinje firea ta pe cruce, noi voi o străim. Cu câțiva ani în urmă, credincioșii care coborau cântând în ziua botezului lor de la casa de rugăciune spre centrul satului erau întâmpinați cu pietre și huiduieli. Violența și scuipatul, chiar și sângele vărsat, n-au făcut însă decât ca în întreaga istoria bisericii să crească tot mai mult și să se maturizeze comunitatea creștinilor evanghelici din sat. Ne aflăm în Toflea, supranumit capitala moldovenească a țiganilor, unde din 7.000 de persoane, 1.000 sunt credincioși penticostali. Într-o singură zi, biserica lor a crescut cu 200 de suflete care au făcut legământul botezului și mărturisirea publică a credinței lor, ca în vremurile biblice, într-un râu. Cei botezați fuseseră luni de zile catehizați și absolviseră un curs biblic esențial. Pastorii invitați la botez veniți din mai multe colțuri ale țării pentru a-i boteza numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt au fost doar martorii direcției acestor profesiuni de credință. Evenimentul, ca de altfel întreaga comunitate, ne-a pus în față o lume nebănuită. Dincolo de numeroasele întrebări cu care ne-am confruntat, am căpătat o certitudine indiscutabilă. Toflea este o localitate greu de găsit pe hartă, la granița dintre județul Galați și Vaslui, și puțin vestită între români, dar greu vei găsi un țigan care să nu fie auzit de ea. Locuitorii ei se trag dintr-un trib specializat în prelucrarea metalelor, o bârșie care constituie un titlu de noblețe pentru tofleni. Prosperitatea tradițională pe care a adus-o această îndeletnicire, toflenii exportau de mult dălți chiar și în Germania, i-a făcut pe țăranii români de altă dată să-și vândă terenurile la prețuri comparabile sau mai mari chiar decât în centrul Bucureștiului. Localitatea, deși aflată la țară, te surprinde prin lipsa agriculturii, cel puțin în maniera în care o cunoaștem noi. Vei găsi case, care mai de care, dar nu și șuri sau hambare. Vei găsi curți, dar puține grădini sau livezi. Vacile sunt scumpe la vedere, dar vom găsi câțiva cai, atât de iubiți de urmașii lui Vasile Porojan. Hergheliile însă vor galopa doar sub capotele mașinilor. Acestea sunt atât de răspândite aici, încât până la Tecuci, cel mai apropiat oraș, aflat la zeci de kilometri distanță, nu există autobuze, ci doar taxiuri. Toflea va deveni curând celebră în cultura română și datorită faptului că aici un primar construiește o mănăstire pe banii lui, chiar dacă încă nu sunt călugări. În felul acesta și va găsi răspuns o veche șaradă a limbii române: au țiganii mănăstire? Dar până la sfințirea mănăstirii, pe care sperăm că o vom filma înaintea canalului Discovery, am avut prilejul să fim cronicarii unui fenomen spiritual de alt tip și el de o uriașă importanță. Comunitatea evanghelică din Toflea, aflată deja la al treilea sanctuar neîncăpător care are o sală cu 1.000 de locuri, s-a format și a crescut aici fără existența unei misiuni, a unei organizații evanghelice, ci printr-o lucrare supranaturală și tainică a Duhului Sfânt. Puțin ar fi anticipat o așa explozie de convertire acum 12 ani, când s-a pocăit un recidivist vestit și temut, poreclit Bumbac. Nu mi-este ușor să-mi amintesc de trecutul meu, deoarece trecutul meu a fost un trecut odios și murdar și de multe ori nu mi-aduc aminte de el cu bucurie, dar o fac spre slava lui Dumnezeu pentru a ști, pentru că eram un om în care căutam rostul vieții acestea să-mi găsesc fericirea și fericirea aceasta, crezând că o găsesc în lumea respectivă de azi, am căutat să ating cele mai mari culme ale fericirii, crezând că le găsesc în diferite localuri, diferite discoteci, diferite anturajuri, aventuri, dar în cele din urmă am constatat că este o deșertăciune, pentru că căutând această fericire am rămas străpuns de multe ori, pentru că am ajuns să fac niște fapte îngrozitoare. Bumbac era cel mai tare și era un om pe care toți se temea de el, nimeni nu îndrăznea să vină să aibă probleme cu el, nimeni n-a putut să dovedească să-l bată. Aveam uneori o echipă, când eram cu mai
mulți prieteni, ajungeam să fac, să săvârșesc chiar și tâlhării. La drumul mare așteptam oamenii și când îi prindeam noaptea, îi băteam și luam ce găseam la ei, fie bani, fie alte lucruri. După ce am săvârșit toate aceste lucruri, am încheiat câțiva ani în pușcării și am fost de 3 ori în detenție, odată în Arad, odată în București, la Jilava, odată la școala specială de minor, asta a fost chiar la început, condamnat de 2 ani. Era un om foarte brutal și dur. A doua oară fiind închis pentru 3 luni, a treia oară fiind închis 2 ani pentru spargerea unui autocar, în care am săvârșit 1 an și 4 luni, și eliberându-mă de acolo am zis că în România nu-mi găsesc fericirea și am căutat să ajung pe alte meleaguri, Germania. Și în cele din urmă am ajuns chiar și să mă droghez, gândind că acolo este fericirea și de fapt fericirea nu era nici acolo. Ceea ce n-au putut să facă educatorii, ceea ce n-au putut să facă profesorii, pedagogii, psihologii chiar, chiar organele de poliție, a făcut jertfa Domnului nostru Iisus Hristos prin cuvântul Său, pentru că vedem că, într-adevăr, cuvântul Său are o putere de a transforma viețile oamenilor. A transformat viața mea, sunt ferm convins de aceasta. Oamenii din sat știau un verset că noi creștinii, dacă luăm o palmă, deci noi trebuie să întoarcem și celălalt obraz, pe care un om foarte înrăit din cetate a vrut să-l bată pe Bumbac. Și Bumbac, care era credincios, nu a reacționat cu nimic rău, ci dimpotrivă omul care avea un patent în mână l-a lovit atât de puternic pe care Bumbac putea să-l bată fără nicio problemă. Și l-a răbdat din pricină că el a dat dovadă și a vrut să arată satului că este un om credincios. Când fratele Totonit, să-i spune și lui, da Bumbac, s-a întors în țară, s-a întors mama, apoi soția lui, sora mea de corp, apoi soția. Și apoi, timp de un an de zile, soția a dus un calvar. A fost bătută numai cu capul de pereți. Unde apucam, o băteam. Am bătut-o și cu parul. El știa, a văzut-o de multe ori vânătă la față, mergând la adunare. Și ultima zi când am bătut-o, aproape să se apropie anul, era Revelionul, am certat-o să meargă cu mine la Revelion și n-a vrut. Și am bătut-o până i-o curs sângele și pe nas și pe gură. A ieșit afară și a început să plângă și să spună: Doamne Dumnezeule, iartă-l pe Oniță că nu știe ce face. Lucrul ăsta mi-a mișcat inima și am început să plâng. De atunci am simțit fiorul Duhului Sfânt. Mărturia transformării lui Bumbac a fost atât de puternică încât, încetul cu încetul, oamenii din sat au început să capete interes pentru Evanghelia vie, vestea cea bună a Mântuitorului care îi schimbă și astăzi pe păcătoși. Cei 12 ani cât au trecut de la reîntoarcerea sa în sat au fost cea mai bună confirmare a faptului că transformarea pe care a realizat-o Mântuitorul nu era doar una de suprafață, ci una profundă. Un paradox al mișcării spirituale din Toflea este că nu a existat vreun efort misionar extern, nici vreo infuzie de ajutor financiar și nici măcar un pastor venit aici să slujească permanent. Abia după ce a ajuns la aproape 1000 de membri, biserica s-a afiliat cultului creștin pentecostal. M-am convins prin el, dar m-am întors la Domnul, Domnul să-l binecuvinteze, și nu mi-am dat seama că o să vină timpul când o să mă botez odată cu soția, aproape după un an de zile. Mi-a părut rău că nu l-am cunoscut pe Dumnezeu mai din tinerețe, dar acum îi mulțumesc Domnului Iisus. Când am auzit de dragostea Domnului Iisus Hristos, că a murit pentru orice păcătos, atunci mi-am dat seama că eu sunt unul dintre cei mai mari păcătoși și că eu nu merit dragostea lui Dumnezeu. Dar cineva a venit și mi-a spus că Dumnezeu este plin de milă, de bunătate, de dragoste, și atunci mi-a zis că ar fi o șansă și pentru mine. Viața mea era departe de Dumnezeu, pentru că eram tânăr și deja cunoșteam toate soiurile de păcate, eram înclinat spre lume, spre lucrurile din lume, am avut și trăiam într-o viață urâtă, într-o stare de păcat. Dar în momentul ce l-am primit pe Iisus Hristos, viața mi s-a schimbat, am devenit un om ascultător de părinți, cu viață schimbată, cu un trai frumos și fericit, fără a mai trăi în păcate. A fost o trezire spirituală pentru viața mea, eu cât și familia mea, am înțeles chemarea Domnului. Am înțeles că totul în viața aceasta este goană după vânt și am zis: ce folos că strângem și adunăm, dacă viața noastră nu este mântuită, dacă noi nu ne împăcăm cu Dumnezeu. Am înțeles că este plin de milă și de dragoste și a dat viața pentru noi.
Am descoperit la Toflea că țiganii nu cântă doar când îi foame, așa cum spune Ion Creangă. I-am văzut cântând imnuri creștine cu lacrimi sau cu bătăi din palme, într-o expresie specifică unei culturi care i-au fost răpite mult timp șansa bucuriilor sfinte. Unul dintre cele mai emoționante cântece era inspirat din psalmul biblic scris pe malurile râului Babilonului, un psalm despre dorul după Ierusalim, care îi înfierbântă și pe negrii americani cu al lor By the Rivers of Babylon. Paradoxul este că urmașii evrei ai psalmiștilor s-au întâlnit în fața morții la Bug cu strămoșii acestor romi, două etnii care tânjesc deopotrivă după Ierusalimul ceresc. Un Ierusalim după care tânjeau și strămoșii noștri, cărora le tradusese Dosoftei acum 300 de ani, la apa Babilonului, jelind de țara Domnului. Oare care ar fi astăzi fața României dacă ar fi avut și țiganii Biblia tradusă pe limba lor de 300 de ani?